Să încheiem paranteza asta cu APR-ul, să ne întoarcem la doamna Elena Istode, pentru că mă interesează foarte tare, pe de-o parte, cum au ajuns acele poze în presă și cum au ajuns tocmai la Ion Cristoiu. Adică în momentul în care noi știm faptul că doamna Istode a fost șefa acoperiților din presă. Eu am o bănuială aici. Și apar fotografiile într-un anumit loc, mă întreb, nu fac nicio acuzație, doar pun o întrebare. Da, Anca, trebuie să fac acum o nouă mărturisire și e de datoria mea, pentru că până la urmă m-am angrenat în această luptă să spun adevărul. Vedeți dumneavoastră, eu nu negociez cu nimeni, nu mi-am negociat nici imunitate, pentru că nu am de ce. N-am făcut nici vreun șantaj cum fac alții în situația mea. Și o să vă dau un exemplu concret că ați spus de domnul Cristoiu. Cu tot respectul pentru maestru Cristoiu și pentru vârsta pe care domnia sa o are, o să-l rog acum să aibă același curaj pe care l-am și eu și să vină în fața românilor și să spună adevărul în legătură cu acele fotografii. Pentru că domnia sa a încercat să facă și cu mine ceea ce a făcut cu Sebastian Ghiță la Belgrad. S-a dus acolo, da, pentru a-l spăla pe Ghiță și pentru a-i asigura imunitatea în fața sistemului ocult care conduce România încă. De ce spun asta? Pentru că s-a dus, s-a uitat la o fotografie așa, dintr-o parte, și nimeni n-a mai știut absolut nimic. S-a bătut palma la București când domnul Cristoiu a venit, pentru că dânsul este un foarte apropiat al sistemului și pot să vă spun, pentru prima oară, să denunț, pentru că știu de la Elena Istode că Ion Cristoiu este ziarist acoperit al sistemului. Este unul și cred cel mai important acoperit din presă al acestui sistem. Cristian Riza, sunt obligată să întreb din nou dacă există probe în afară de faptul că ți-a făcut această destăinuire Elena Istode, care a fost șefa acoperiților din presă și sigur, nu poți să ai niciun dubiu dacă ea ți-a spus acest lucru, dar ai și alte dovezi în acest sens, pentru că domnul Cristo este un jurnalist extrem de cunoscut. A contribuit și la formarea mea profesională, adică sunt obligată să insist asupra acestui subiect. Ce dovadă mai mare am decât faptul că mi-a făcut diferite mărturisiri pe vremea când era iubita mea, de la acele începuturi. Ia gândiți-vă dumneavoastră ce dovezi să aduc când aveam acea relație intimă cu ea, în care îmi spunea diverse chestiuni de servicii și îmi vorbea de numeroase acțiuni pe care le făceau, cine participa la ele, pe ce oameni se bazau, discuții care au continuat și în anii de după căsătoria mea. Pentru că ea n-a fost niciodată, nu știu, mulțumită cu faptul că nu am ales-o pe ea pentru a mă căsători și m-am căsătorit cu întâmplarea. A făcut să aflu că, într-adevăr, soția mea a fost colegă și prietenă, colegă de facultate și prietena ei cea mai bună. Dar întâmplător am cunoscut-o, nu de la ea, deci a fost un complex de împrejurări total. Cum putem proba aceste lucruri? Nu, dar eu vreau să-l întreb. E foarte important. Bogdan, am întrebat dacă există dovezi, am înțeles că se bazează pe afirmațiile Elenei Istode. Nu rămâne decât ca doamna Istode să infirme dacă nu este adevărat, sau domnul Cristoiu. Anca, vreau să te întrerup, îmi cer scuze. Te rog. Vreau să îți precizez, îi las pe români să analizeze faptul că la toate lansările de carte ale domnului Cristoiu, repet, cu tot respectul pentru domnia sa și pentru ceea ce a făcut până acum în presă, participa de fiecare dată domnul Florian Coldea sau domnul George Maia sau domnul Vasile Dâncu. Uitați, luați filmările de la celebrele târguri Bookfest, de la Romexpo, lansările de carte ale maestrului și veți vedea de fiecare dată, dacă vă veți uita atent pe filmări, nu numai cei trei celebri capi ai statului paralel, pentru că da, George Maior, Florian Coldea și Vasile Dâncu sunt capii statului paralel. Iar Vasile Dâncu, pot să spun că este eminența cenușie a acestui sistem nenorocit care conduce România din umbră. Da,
Și uitați-vă pe acele filmări și veți vedea și alți oameni, mai puțin cunoscuți, care participau, stăteau acolo în mulțime pentru a susține, dacă vreți, acel succes mediatic al maestrului Cristoiu. Iar atunci când am avut discuția cu domnul Cristoiu, pe care sper să o recunoască pentru că nu-l văd, totuși la vârsta domniei sale să mai minți, nu știu, e destul de... Nu știu, cred că nu îl caracterizează. Și eu sper să recunoască faptul câte întâlniri a avut cu mine în acea perioadă și că m-a rugat să-i dau acele fotografii. Da, eu i-am dat acele fotografii cu Elena Istode. Și nu le-a primit, nu s-a trezit cu ele la ușa sa, așa cum a declarat public. Dar de ce l-ai dat, Cristian Rizea? Tu aveai vreo bănuială că ți se pregătește ceva? Sau care a fost motivul? Adică, practic, ai detonat singur acest subiect. Da, am detonat singur acest subiect, dar cred că maestru Cristoiu a vrut să joace un joc similar celui pe care l-a făcut la Belgrad, când împreună cu Dan Andronic, prietenul foarte apropiat al lui Sebastian Ghiță, a făcut acea deplasare și au pus la punct acel scenariu cu cei din sistem. Domnul Cristoiu a fost, de fapt, cureaua de transmisie a domnului Ghiță, iar pe baza mărturiei domnului Cristoiu, că într-adevăr în pozele arătate de Sebastian Ghiță, pe care nimeni nu le-a văzut în afară de domnul Cristoiu, atenție mare, sistemul a înțeles, vă dați seama ce cuvânt greu are domnul Ion Cristoiu în fața celor din sistem, cei generalii respectivi și în principal Florian Coldea a înțeles că în acel moment poate fi, dacă acea fotografie va apărea, într-adevăr va fi o problemă majoră pentru el și pentru Laura Codruța Chioveș. Și din acel moment românii pot observa, nu o spun eu, cred că toți vedeți acest aspect, s-a așternut tăcerea, de la Belgrad nu mai adie nici vântul. S-a impus omerta. Vedeți? Domnul Cristoiu a fost cel care a transmis mesajul și i-a negociat imunitatea lui Sebastian Ghiță și închiderea tuturor dosarelor. Eu, spre deosebire de Sebastian Ghiță, nu am nimic de negociat. Când i-ai dat fotografia domnului, când i-ai dat fotografia domnului Cristoiu, ce ai avut în cap? Adică ce ai crezut că se întâmplă în urma acestei dezvăluiri, că bănuiesc că ai făcut-o cu un scop? Da, eu aveam anumite supărări pe fosta mea prietenă, amantă, cum vreți, Elena Istode, fosta mea iubită. Pentru că mă gândeam că avem atâta experiență împreună, ani de zile, adică totuși n-am crezut că mă poate vinde în asemenea hal. Ai simțit că există o presiune din partea statului paralel asupra ta? Cumva da, ai vrut să transmiți că știi foarte multe lucruri? Păi, în momentul în care eu am avut o întâlnire cu ea, soția mea, în luna decembrie anului 2015, când aveam deja informații că mi se pregătește. Și ce mi se pregătește? Atenție mare! Am avut o întâlnire, înainte de această întâlnire, fac o scurtă paranteză. M-am dus la Sebastian Ghiță, la restaurantul din Nord, de lângă Casa di David, fost Aqua, unde el era acolo, m-a chemat și i-am spus: băi, Sebi, vezi că au tot felul de zvonuri în piață, că mi se pregătește o chestiune care nu e adevărată. Să îl pună pe unul să declare că nu știu ce bani mi-a dat acum 7 ani. Știți ce mi-a zis în momentul ăla Sebastian Ghiță? Eram la barul respectiv din restaurant, în zona de lobby, erau 3-4 canapele acolo, lângă bar. Mi-a zis: ce mai stai? Du-te la prietena ta. Dar să nu-i spui niciodată lui Liviu ce relație ai tu cu Elena Istode. Asta mi-a spus Sebastian Ghiță. Du-te la prietena ta, e cea care stă cu Chioveși și cu Coldea. Ea hotărăște tot. În secunda 2 am sunat-o. Vă dau toate dovezile. Eu fiind, vă dați seama, la vremea aceea candidat la primăria sectorului 5, era greu să mă duc să mă afișez public cu cineva. Am sunat-o, am aranjat întâlnirea. Soția mea s-a dus la fostul restaurant China, actual Trattoria Il Calcio, dacă nu mă înșel. Da, lângă Ateneu, da, acolo. Și a stat cu ea 2 ore jumate, 3 ore. Cred că i-am dus un cadou, un iPhone, ultimul model. Vă spun sincer, soția mea i l-a dat. La Trattoria Il Calcio, șoferul meu, care era angajat la mine,
a condus-o pe soția mea și a așteptat-o și care a văzut tot, e martor. Deci nu numai soția mea, nu, cred că și ospătarii pot recunoaște dacă le arătați fotografiile persoanelor respective din ziua de, ora de. Și ea a transmis, spune-i lui Cristi să stea liniștit că nu e nicio problemă. Nu știu de ce n-a vrut să mă prevină, i-am spus că puteam să mă dau la o parte, am fost mereu. Și aici am greșit, am fost, da, într-adevăr, am fost un soldat disciplinat. Când ești băgat în seamă de mai mari zilei, ești ascultător. Domnule Rizea, ați fost ascultător în toți acești ani, cât ați fost protejat de sistem. Exact. Această femeie despre care vorbiți acum v-a oferit protecție. La un moment dat, ea nu a mai făcut-o. Și nu numai, nu numai doamna Istode avea și alte legături, pentru că vreau să-l întreb despre asta pe Cristian Rizea. Doream să ne amintim câteva episoade legate de maestrul Coroiu. Iertați-mă, Cristoiu. Coroiu e un alt nume, dar tot acolo ajungem. La un moment dat, imediat după unul dintre cele mai negre evenimente din istoria noastră post-decembristă, cea mai mare tragedie de după Revoluție, incendiul de la Clubul Colectiv, Victor Ponta a plecat cu coada între picioare de la guvern. În 2015, în acel moment, singurul jurnalist din România, primul, de fapt, că au mai fost și alții care așa, care a avut curajul să spună că ținta este Victor Ponta, este domnul Ion Cristoiu. Nu știu dacă a avut curajul sau a avut informația. Sau pentru a avut, că... da. Mai degrabă cred că a avut interesul să creeze această victimizare a lui Victor Ponta. Și atunci, corelând faptul că dumneavoastră ne faceți această dezvăluire, că Ion Cristoiu este acoperit în presă, corelând cu faptul că domnul Ion Cristoiu a mers ca o rândunică la Belgrad pentru a-i lua interviu unei dintre cei mai căutați fugari din România, și unul dintre cei mai controversați milionari din România, mă gândesc că n-ajunge acolo decât dacă poți să fii tu marele jurnalist. Au fost și alți jurnaliști mari în România și poate mult mai credibil decât domnul Cristoiu. Deci e clar că acolo a fost chemat. Vin aici că avem treabă. Și îl provoc pe domnul Cristoiu să nu mai fugă și de data aceasta de discuție și să nu ne mai trateze cu superioritate, pentru că, indiferent de experiența pe care o ai în presă, ai arma adevărului și arma întrebării. Deci dacă domnul Cristoiu vrea să lămurească acest lucru, îl provoc cu această cale, pe această cale să vină și să ne spună până la urmă care sunt ițele. Pentru că are o vârstă respectabilă și nu cred că e momentul să-și compromită cariera chiar acum. Cristian Rizea, eu aș vrea să te întreb, în afară de acest nume, mai știi și alt nume de jurnalist acoperit din presă de la Elena Istode? Wow, lista e mare, Anca. Păi, măcar câteva nume. Am pregătit pixul și notăm, domnule Rizea. Nu, vreau să le las. Măcar unul, măcar unul. Voi toți. Pe voi, alături de români, să savurați aceste nume în volumul 2. Unul singur, mai dă-ne un singur trebuie nume. Trebuie să păstrezi misterul. Unu. Până la urmă... Păi unul singur, că o să creadă lumea că avem ceva nume cu domnul Cristoiu. Unul singur, mai dă. Nu, dar cred că este cel mai important, dacă vreți, de pe această listă. Sunt și alte nume de rezonanță, da, într-adevăr, sunt nume, dar cred că domnul Cristoiu are așa, prin prisma aurei domniei sale și a carierei de până astăzi, cred că este... Poate să fie capul listei, fără niciun fel de problemă, să deschidă această listă. Și gâtul listei? Da. Un nume, mai dă-ne un singur nume. Sunt mulți. Eu vreau doar atât, dacă tot am ajuns la acest subiect de acoperiți din media, să le transmit celor, pentru că nu toți, celor care știu ei că sunt acoperiți și îi voi da voala, să știți. Sper să aibă decența să iasă public și să își ceară scuze românilor. Așa cum a făcut-o Robert Turcescu, vă aduc aminte. El e unul din cei de care știam de mult că se află pe acea listă.